Ramona, tu în momentul de față ai ajuns la nivelul de împăcare cu tine însăți. Da. Adică, da? Cel puțin așa mă simt de cel puțin un an de zile sau aproximativ un an de zile. Mă simt extraordinar de bine cu mine și parcă simt că mă așteaptă lucruri din ce în ce mai bune de fiecare dată. Însă, nu prea mă văd în această perioadă stând prea mult cu un bărbat. Mhm. Parcă am început să mă simt prea bine, prea mult bine cu mine. Nu știu dacă e bine neapărat. Spuneți, este o etapă, după părerea mea. Asta zic. Da. Oare m-ar ajuta? Adică e foarte bine faptul că momentan nu mai simt să stea nimeni lângă mine, oarecum se curăță anumite lucruri ca mai apoi să ne ducem pe curat cu cineva? Da, poate să fie o etapă de vindecare, de regăsire de sine, îți place de tine, ai ajuns să te simți bine în pielea ta. Și să spun ce gândesc, ce îmi doresc și ce vreau. Exact, da, e o etapă de regăsire. Și atunci, în această etapă, tu ai grijă de tine, îți aloci mai mult timp și energie vindecării tale, da, să fii atentă la ceea ce simți, la nevoile tale, la ceea ce îți dorești. Dar aici unele persoane ar putea spune că, de fapt, ea își hrănește ego-ul și poate deveni ușor narcisistă. Da, mi se întâmplă, primesc mesaje destul de des. Oamenii pot spune orice. Da, sunt liberi să spună orice. Important este ceea ce simțim și ceea ce credem noi. Adevărul nostru interior este cel mai important pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Eu aș zice că o astfel de etapă nu alimentează ego-ul, alimentează sinele acela autentic. Și poate vindeca. Bineînțeles. Mulțumesc. Și deci vindecă. Deci, ca să ne regăsim, pentru că tot ce s-a întâmplat non-ok în copilărie ne-a făcut pe fiecare dintre noi să ne îndepărtăm de cine suntem cu adevărat. Da, exact. Noi suntem perfecți în concordanță cu sinele nostru autentic doar în momentul conceperii noastre, iar dacă ținem cont de psihogenealogie, o altă ramură din psihologie, nici măcar atunci, pentru că noi în momentul în care suntem concepuți, venim deja cu un bagaj din transgeneraționalul fiecăruia, da? Din familia din care noi ne tragem, din clanul din care noi ne tragem, și avem deja de acolo posibile traume, posibile lucruri care sunt în formarea noastră. Și apoi tot ce ni se întâmplă după ce ne naștem, inclusiv în cele 9 luni în care am fost fiecare în uterul mamei, ne-a... Mă rog, unii 7, dar e ok. Unii 7 ne-a dus departe de ceea ce suntem noi, de esența noastră divină, de sinele nostru autentic, iar această călătorie interioară de regăsire a acestui sine este un lucru extraordinar, este un lucru benefic, este lucrul cel mai minunat pe care putem să-l facem fiecare dintre noi. Deci...